Sunt imaginile din Champions League, cred că, nu știu dacă e o partidă cu Juventus. Parcă e neschimbat așa, nu? Adică nu văd în 2013, când încă era antrenorul meu, cam tot așa arăta. Se ține bine. Da. Nu, dar eu sunt convins de lucrul ăsta și eu cred că poate să vă confirmă faptul că este în activitate, faptul că este în mijlocul unei echipe tinere, el se hrănește cu această energie și e foarte conștient de acest lucru și de asta și e unde este. Îl mai vezi mulți ani să antreneze? Atâta timp cât, încă o dată, cât acea energie pe care el și-o ia din grupul de jucători, din ceea ce face în fiecare zi, din energia pe care o degajă tot acel grup de jucători tineri, eu cred că va mai continua. Te gândeai la momentul la care erați împreună la Shakhtar că o să antreneze Dinamo Kiev? Nu. N-am crezut nici atunci când am fost anunțat oficial, da? Asta e altă discuție. A fost îndreptățită, să înțelegem, reacția suporterilor de la Dinamo Kiev după câte rușini, să spunem, au primit de la Shakhtar. Îndreptățită. Este simplu pentru Ultria și lui Dinamo Kiev. Mircea Lucescu înseamnă Shakhtar. Punct. Și de acolo pleacă toate lucrurile care se întâmplă împotriva lui Mircea Lucescu. Are timp sau poate să repete performanțele cu voi la Shakhtar și cu Dinamo Kiev? Dacă mă întrebați pe mine, este greu. Este greu pentru că totuși lotul lui Dinamo nu este un lot comparabil cu ceea ce aveam noi la momentul în 2009 la Shakhtar, așa că mi-e greu să cred că, plus de asta, în turneu acum sunt echipe extrem de puternice. Da, este... El e în continuare în Europa League. I-a bătut de asta vreau să spun. Mă refer performanță la nivel, european. La nivel european. Are mari șanse să ia titlul. Într-adevăr, și Shakhtarul s-a împiedicat, mai ales în ultima săptămână a și pierdut, deși echipa adversă era în 10 oameni, adică ceva de neînțeles. Dinamo Kiev a câștigat cu un om în plus, cu 3-0. Da. Dacă ar fi un lucru pe care ți-l amintești tot timpul că l-ai învățat de la Mircea Lucescu, ar fi? Ar fi? Un lucru care... O frază foarte simplă. Că într-un grup, libertatea ta se termină atunci unde începe libertatea celuilalt. Deci, într-un grup, libertatea ta se termină atunci când începe libertatea celuilalt. Și asta se traduce că poate să fie filozof la ora asta. Asta se traduce simplu. Atunci când ești cu cineva în... Vă dau un simplu exemplu. Ești în cantonament sau ești în cameră cu... Normal stau doi în cameră. Atâta timp cât tu nu deranjezi sau tu poți să faci ce vrei, atâta timp cât nu îți deranjezi colegul. Adică dacă, de exemplu, la ora 3 după amiază colegul tău vrea să doarmă, să se odihnească, este un tu antrenor... nu poți să faci mai multe decât să nu deranjezi. Este un antrenor spartan, e mult folosit. E un antrenor tur din punct de vedere al regulilor. Ține la ele? Da, ține. Ține la reguli, ține... Pare bunicul ăla bun, știi? Adică nu... Nu, deloc, nu. Bine, e un antrenor foarte abil din punct de vedere psihologic, adică știe foarte bine când să-și țină cuvântul și când să facă că plouă. Ah, ok, bun. Să spunem așa. Dar eu cred că ăsta e, până la urmă, talentul unui antrenor, să știi calea către fiecare jucător și către maximul de potențial pe care poate să-l aibă un jucător și să scoți de la fiecare dintre ei separat maxim și împreună la fel. Pentru că ai fost românul pe care l-a antrenat cel mai mult la Shakhtar, cred că întotdeauna era cu ochii pe tine, nu? Da. Și era ușor să mă certe în românești. Așa că... Și țin, nu știu dacă sunt și niște imagini legate de o dispută așa între tine,
între el, bine, la momentul respectiv, era în timpul unui meci. Întotdeauna, dacă vrea să spună un lucru sau să răsufle ușurat, era Răzvan acolo, știi? Păi, da, s-a întâmplat, dar acum, în momentul în care eram în teren, vedeam roșu, așa să zic, așa, în fața ochilor și am avut multe momente în care nu-i dădeam dreptate sau nu reacționam, să spunem așa. Acum când m-am lăsat, parcă... Ești mai înțelept. Vezi altfel și nu este, îți dai seama că de pe bancă se vede altfel, se vede altfel decât din teren. Mai departe, într-adevăr, era 100% ușor să spună multe lucruri românește decât în rusă. Și tu le transmiteai? Le mai și transmite, nu? Mă refer, erau să-și verse nervii în românește. Deci, ți-a luat vreo amendă de la el? Nu, că nu era. Nu era. Am fost un jucător disciplinat, așa că n-am avut astea, să spunem așa, fugit de până cantonament sau întârziat la antrenamente sau da, au neajuns fost, la antrenamente. Au mai fost în echipă? Au mai fost. Da, au fost. Inevitabil. Cum să nu? Vorbeam de Akhmetov. Au fost și niște amenzi. Da? Ce înseamnă au amenzi la Shakhtar? 80.000. 80.000 de euro? 80.000 de dolari. De dolari. Tot asta era pentru o zi sau două de întârziere, da, în Brazilia, cantonament. Cred că, da, ce au luat amenzi, da. Era departe. Asta, cea mai, asta a fost cea mai mare, cred că Adriano, Luis Adriano a luat-o când a întârziat două zile în cantonament. Adică noi, după, în perioada de vară, după campionat, uite, am spus în pauză că am jucat cu toți monștrii. Bă, asta vreau să... Și colegii ne ajută cu imagini. Nu, dar... Asta este un meci... A jucat, am... Asta spuneam că după... După vară, după ce se termina, după vacanța de vară, nu ne mai strângeam la... La Donetsk, ne strângeam, veneam direct, mergeam direct în Austria, în cantonament. Și ne strângeam acolo, direct. Adică fiecare am venea înțeles cu avionul în... În locația respectivă și Luis Adriano a întârziat vreo două zile și